După cum am spus, doamnelor și domnilor, un meeting de proporție astăzi la Chișinău s-a cerut demisia Maiei Sandu și a întregului regim pe care aceasta îl patronează. În fruntea protestatarilor s-a situat doamna Marina Tauber, conducător de facto al mișcării politice lansate de domnul Ilan Șor, momentan aflat în cu totul și cu totul altă țară. Încă o dată, să rămână, doamnă, mulțumesc că sunteți împreună cu noi și încep abrupt. Care au fost, de fapt, revendicările și rațiunile declanșării mitingului pe care l-ați condus astăzi? Bună seara încă o dată și eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și posibilitatea de a vorbi în cadrul emisiunii noastre. Deci vreau un pic să vă corectez, dacă o să-mi permiteți. Nu sunt conducătorul de fapt a mișcării naționale pentru popor. Noi toți acolo suntem conducători. Suntem câteva partide și câteva persoane din sferă civică activă, deci activiști civici. Și toți cetățenii noștri care s-au alăturat acestei mișcări, care deja a colectat peste 550.000 de semnături în susținerea inițiativii noastre de a obliga Guvernul Republicii Moldova să achite integral facturile pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie pentru gaz, electricitate și căldură. Facturile și servicii comunale care au devenit o adevărată povară pentru toți moldovenii, de când brusc și radical s-a scumpit gaz pentru țara noastră și reieșind în genere din situația în țara noastră, la care ne-a adus cei care sunt astăzi la guvernare. Vorbind despre revendicările noastre, da, o să mă repet, prima noastră revendicare și cu ce întrebare noi am venit astăzi. Am vrut să venim la clădirea guvernului, dar noastră probabil ați văzut că nu ne-au dat voie, ba mai mult că încă peste 40.000 de cetățeni au fost blocați la intrările în municipiul Chișinău, în capitală, unde a avut loc acest meeting pașnic. Deci noi am venit să solicităm de la guvern, în primul rând, dar și de la președinție și de la instituția parlamentară, răspunsul la întrebarea noastră, deci la rezoluția noastră, care a fost votată în date de 19 februarie, de 40.000 de cetățeni, în care noi am solicitat ca să fie achitate facturi. Deci o solicitare socială. Bun. Dar astăzi, având în vedere agresivitatea cu care Maia Sandu, președintele țării noastre, și partidul ei care este la guvernare, o tratează întrebare de război, noi am venit să transmitem și mesajul din partea tuturor cetățenilor noștri că noi nu vrem război, să spunem nu războiului în Moldova și știm că și în România i s-a spus că noi nu trebuie să ajungem la așa un scenariu. Nu vrem vărsarea sângei în țara noastră, suntem o țară mică, pașnică, cu inimă mare și vrem să continuăm dezvoltarea noastră, să creștem copii, nepoți și doar să îmbunătățim condițiile de trai pentru cetățenii. Doamna Tauber, principala acuzație care vi se aduce dumneavoastră și mișcării civico-politice pe care, vă place sau nu, ați condus-o, cel puțin din punct de vedere al imaginii, la meetingul de astăzi, este că sunteți oameni... Nu ascund niciodată nimic, să știți. Okay. Prima dată particip la dumneavoastră, dar pe viitor, dacă o să mă invitați, sigur să că știți, nu ascund nimic. Cu cea mai mare plăcere. Păi, tocmai de asta vreau să purtăm un dialog cât se poate de franc și de sincer. Deschis. Principala acuzație care vi se aduce este că sunteți oamenii lui Putin, că sunteți finanțați de la Kremlin, că vi s-a cerut să destabilizați țara și că urmăriți organizarea unei lovituri de stat prin care să dați jos regimul legitim votat de cetățenii Republicii Moldova, cel condus de Maia Sandu. Cum răspundeți întregului buchet de acuzații? Este foarte și foarte ridicul. Deci noi suntem oamenii țării noastre, noi suntem oamenii poporului moldovenesc. Pentru Ilan Șor, conducătorul nostru, președintele nostru, da, și pentru partidul politic Șor,
Stăpânul nostru este Republica Moldova și cetățenii Republicii Moldova. Noi niciodată nu am vrut și nu vrem și nu o să vrem să destabilizăm ceva în țara noastră. Unica și prima destabilizare pentru țara noastră este Maia Sandu, Dorin Recean și toți cei care sunt la guvernare și fură bani, inclusiv care vin și din țara dumneavoastră. Și toate aceste acuzații, ele nu sunt fondate, deci sunt nefondate. Dumneavoastră, dacă ați văzut reportaje sau live-uri sau ceva de la evenimentul de astăzi, de la evenimentul din 19 februarie, rog să-mi spuneți ce destabilizare au fost. Că noi am venit cu hulubii sau că noi am venit cu în mare parte pensionari, pentru că pentru dânsii, în primul rând, există această povară în facturi și în criză economică. Ce noi am destabilizat situația? Că da, vrem ca ei să plece, pentru că ei au sărăcit țara noastră și vreau să o implice în război. Ei trebuie să-și dea demisia, dar acest lucru trebuie să se întâmple în mod democratic, în mod legal, așa cum a plecat Gavriliță, la fel trebuie să plece Dorin Recean, Maia Sandu și întreg parlament în care ei dețin majoritatea. Doamna Taubor, dumneavoastră spuneți că stăpânul dumneavoastră este poporul moldovenesc, da? Ok. Întrebarea mea este, cum vedeți viitorul poporului moldovenesc și, evident, al Republicii Moldova, în următoarea perioadă, alături de Federația Rusă, cum ați mai fost în URSS și în Comunitatea Statelor Independente, alături de România, printr-o unire care habar n-am cum s-ar putea face, sau în continuare cu statut de Republică Independentă și neimplicată, haideți să spunem, din punct de vedere militar, de nicio parte a conflictului politic? Cu siguranță, eu și partidul pe care am onoarea să-l reprezint, noi vedem țara noastră doar independentă, suverană, neimplicată în astfel de alianțe, în NATO sau în genere alianțe care pot să ne aduc război și schimbări geopolitice. Noi credem și poziția noastră este ca în țara noastră trebuie să fie promovată politica pro-Moldova, pentru Moldova, și noi trebuie să avem relații foarte bune cu toate țările vecine și cu toți partenerii noștri și de dezvoltare și cu parteneri strategice, deci cu toate țările din lume. Sunteți foarte abilă și mă plimbați. Puteți să-mi răspundeți concret? Deci nu unire cu România și nu reîntoarcere sub sfera de influență a Federației Ruse, da? Eu vreau să accentuez un lucru, că orice astfel de opțiune, ea trebuie să fie expusă la un referendum. Așa că eu, în calitatea mea de deputat în Parlament, eu pot să vă răspund doar că noi, poziția noastră și programul nostru presupune un program fără victoare geopolitice pentru Moldova. Dar în cazul în care se pune întrebare unde trebuie să fie Republica Moldova și totuși cetățenii decid că ea trebuie să fie într-o uniune sau alianță, acest lucru trebuie să fie expus de majoritatea cetățenilor la referendum. Nu pot eu și nu poate Maia Sandu să vă spună unde noi trebuie să fim. Doar cetățenii noștri pot spune acest lucru. Bun, cetățeni, dar dumneavoastră puteți să aveți o opțiune, nu? Că până la urmă de-aia sunteți un lider de partid politic, nu? Dacă erați un cetățean de pe stradă, aveți un vot. Fiind un lider politic, v-am zis, noi suntem departe de geopolitică și chiar dacă dumneavoastră vreți un răspuns mai concret, eu vă înțeleg, dar eu pot să vă spun doar atâta, că noi suntem pentru Moldova, pro-Moldova și nu promovăm careva alianțe sau uniuni. Noi credem că țara noastră poate să fie independentă, inclusiv și economic, dar să păstreze, desigur, că relații bune, desigur că pacifiste și foarte eficiente cu toate țările vecine și nu doar. Doamna Taubăr, dumneavoastră lansați un val de critici
la adresa doamnei Maia Sandu, într-o perioadă în care domnul președinte Joe Biden tocmai ne-a prezentat-o și ne-a zugrăvit-o pe doamna Sandu în niște culori absolut spectaculoase. Lider planetar, să ne ridicăm în picioare, să o aplaudăm, sigur, noi disciplinați cum suntem, am și făcut-o, dar nu vi se pare că vă expuneți totuși la niște riscuri? Adică, hai, cu ăștia după acolo vă mai certați, dar cu americanii? Eu deja am stat în penitenciar din țara noastră, în penitenciarul numărul 13, la indicație directă a Maiei Sandu. Deci am stat la pușcărie, am făcut pușcărie pentru nimic, pentru că, cum dumneavoastră spuneți, deschid gura și vorbesc ce e ce mă gândesc. Dar cu toată stima și respect la Joe Biden, dar și la toți liderii din lume și președinți din alte țări, pentru mine există doar un lider, Ilan Shor, care este președintele partidului politic Shor și este persoana care ne conduce, noi suntem siguri, într-o direcție corectă. Dar vorbind de... Vă conduce un pic de la distanță, din Israel, nu? Dacă nu greșesc. Important calitatea și rezultat. Da, din păcate, domnul Ilan Shor nu poate fi la moment în Republica Moldova. Văzând ce s-a întâmplat cu mine și cu încă 50 de colegi, cred că dumneavoastră înțelegeți că noi căutăm și găsim soluții cele mai raționale. Nu ne trebuie liderul nostru la legătură în posibilitatea de a conduce partidul politic Shor. Și, apropo, una din condiții din partea liderului nostru să revină și să vină la ședințe de judecată a fost că ele să fie deschise pentru toată presa, ceea ce doamna nu se întâmplă. Ați făcut referire la un episod neplăcut din viața noastră recentă, respectiv zilele pe care le-ați petrecut la penitenciar. De curiozitate, cât a stat închisă? Eu am stat închisă în penitenciar aproape 2 luni și pe urmă am stat în arest la domiciliu. Și vi se pare că e o perspectivă? Deci, în total, jumătate de an. Și vi se pare că e o perspectivă luminoasă să vă luați cu stăpânirea și să vă dea alți câțiva ani de executat la pușcărie? Că una e să stai 2 luni și una e să stai niște ani. Nu este pentru ce, dar știți, eu și ca caracter, dar și ca obligațiunea mea față de oamenii care sunt în spatele nostru, noi o să continuăm lupta, dar oamenii care au făcut acest lucru cu mine, cu colegii noștri, cu oamenii apropiați și iubiți de noi, ei o să răspundă. O să răspundă penal, o să răspundă în toate opțiunile legale care există, nu doar la nivel național, dar și la nivel internațional. Apropo, câteva zile în urmă, cererea Tauber Vies, hai să spunem, nu Moldova, dar Maia Sandu și regimul ei corupt, a fost înregistrat la CEDO și noi suntem siguri că noi vom câștiga acest dosar. Sunt foarte optimist. Sigur că banii care o să câștigăm, noi o să alocăm la proiecte sociale sau și de infrastructură. Durează mult, doamnă. Nu e chestie în bani. Durează mult, doamnă. Dreptate trebuie să triumfeze. Absolut, fără nicio discuție. Vă rog să rămâneți alături de noi, doamnelor și domnilor. O informație de ultimă oră, breaking news. Avem dezvăluiri din ședința lui Putin cu șefii serviciilor secrete și întrebarea este dacă mută țarul de la Kremlin trupele la granița României, completată de încă una, în măsura în care, se poate și răspunde la ea, intervine sau nu România să apere militar Republica Moldova. Cu toate detaliile vine colegul meu, Dragoș Bisticianu. Bună seara, Dragoș, te ascult. Bună seara, Victor! Bună seara, stimați telespectatori! Tensiunea crește în Republica Moldova pe fondul îngrijorărilor și amenințărilor referitoare la o eventuală lovitură de stat împotriva regimului Maia Sandu. S-a discutat chiar despre un plan al lui Vladimir Putin care include inclusiv spioni trimiși în Republica Moldova pentru a întreprinde acțiuni de destabilizare și despre interesele liderului de la Kremlin referitoare la Transnistria.
autoritățile de la Chișinău iau o decizie importantă în acest sens pentru a putea să oprească un astfel de scenariu. Au expulzat doi pretinși turiști, anunță autoritățile de la Chișinău, pentru implicarea într-un plan de destabilizare a țării. Și tot în Republica Moldova, în urmă cu câteva zile, s-a vorbit despre o rețea de spionaj susținută de un stat terț. Cel mai probabil se refereau tot la Rusia. Un astfel de plan și o astfel de grupare pregătită pentru a răsturna conducerea țării. Am văzut protestele de astăzi organizate, spun toți analiștii, de această parte pro-rusă din clasa politică a Republicii Moldova. S-a vorbit inclusiv despre o grupare paramilitară care ar fi participat la acest protest. Este clar că Vladimir Putin are un interes acolo, în Moldova, și sunt de notorietate relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului cu diversi conducători ai Moldovei. Acum, pe de altă parte, trebuie spus că într-adevăr există nemulțumiri sociale, economice, într-o parte importantă a populației de peste Prut. Rămâne însă de văzut dacă facțiunile pro-ruse vor reuși să manipuleze, să profite de aceste nemulțumiri pentru a da-o jos de la putere pe Maia Sandu. S-a strigat astăzi împotriva Maia Sandu și pentru a putea să preia puterea. Rămâne de văzut și în ce măsură România va sprijini pe Maia Sandu în continuare acolo, pentru că este clar că va depinde și de deciziile clasei politice de aici, din România, ceea ce se va întâmpla în continuare în Republica Moldova. Mulțumesc mult, Dragoș. Domnul Harnagea, vin la dumneavoastră că ați condus dintre mai serviciu secret, sau mult, cum le zice, servicii speciale, cum le zice așa, nu, la titulatură. Nu, deloc special. Nu e deloc special și nici nu este, cred că toată lumea îl cunoaște. Nici special, bun. În calitatea noastră, vedeți posibilă sau posibil un desant al trupelor lui Putin în Transnistria, care să destabilizeze, nu știu, în concurență cu doamna Tauber sau nu, sau în conivență cu doamna Tauber sau nu, regimul democratic al domnului Sandu de la Chișinău? Eu cred că un desant ar fi posibil decât dacă Vladimir Putin îi trimite cu praștia în Transnistria. Fiindcă să miști militar pe tot frontul sudic sau să faci desant aerian, aerian, cum am mai auzit, ca să intri în Transnistria, o țară pentru cel puțin pentru Federația Rusă, mai puțin importantă decât frontul pe care ei acum se luptă de câteva luni ca să-l stabilizeze. Mi se pare mai puțin important. Ceea ce poate să fie important este o criză politică, să zic, o destabilizare politică. Da. Dar în Moldova crizele politice s-au ținut lanț atât pe timpul și n-ar putea accentua o prezență militară o nouă criză politică? Nu cred că Moscova interesată să în momentul ăsta să-și creeze alt front militar departe, fără să fie susținut prin nimic, fiindcă Transnistria este o insulă într-o zonă învecinată cu Ucraina, unde totuși armata ucraniană s-a dovedit extrem de capabilă în fața Federației Ruse, nu în fața unor batalioane mici care ar putea fi, hai să spunem, desantate acolo. Deci nu prea ar avea niciun succes dacă ar face lucrul ăsta, și mai ales că Moscova se ferește de încă o înfrângere, fie ea și politică, dar mai ales militară. Adică un desant care ar fi respins în Transnistria însemna foarte mult în echilibru, în sfârșit, de imagine pe care Moscova dorește să-l aibă în acest moment. Dar eu aș vrea, dacă mă lăsați așa, două întrebări să-i spun, să-i spun doamnei deputat, că tot e în direct. În măsura în care doamna Tauber dorește să vă răspundă, cu cea mai mare plăcere. Bănesc cum va face. Prima întrebare este, să spunem că, în sfârșit, prin demonstrațiile pe care le organizați, reușiți să dați guvernul jos. Prima întrebare este dacă vreți să faceți alegeri anticipate, și a doua întrebare este, în momentul când să presupunem că ajungeți la guvernare, Republica Moldova având nevoie de sprijin extern, masiv, către cine vă veți îndrepta?
fiindcă criza pe care o parcurgeți este din cauza unor lipsuri care s-au acumulat an de an, nu numai pe vremea doamnei Sandu. Dar în afară, în acest moment, în afară de România, care încă mai acordă Republicii Moldova un sprijin economic, energetic și de altă, în alte domenii, altcineva nu mai există în Est. Federația Rusă e ocupată cu război în Ucraina. În Ucraina, de ucrainien nu putem să mai vorbim, fiindcă acolo este un dezastru. Dacă ajungeți la guvernare, ca să, să spun, să rezolvați problemele oamenilor la care ați făcut referire, cu nevoile lor și mai departe, unde vă duceți, unde vă veți duce, către cine vă veți duce ca să vă sprijine economic în primul rând și social, bineînțeles, cu anumite, hai să spunem, posibile finanțări? Haideți să o ascultăm pe doamna Tăvăr. Dumneavoastră ați atins o temă foarte importantă și aici cred că o să mă opresc pentru a mulțumi România pentru toată susținerea și sprijinul care este acordat Republicii Moldova și cetățenilor noștri. Acest sprijin este absolut necesar și să știți că noi, echipa domnului Ilan Șor și a partidului politic Șor, vă suntem foarte și foarte recunoscători pentru acest sprijin și acest ajutor. Doi, ceea ce am vrut să vă spun, Transnistria este partea Republicii Moldova și toate declarațiile de la cine n-ar veni, de la orice țară din lume, trebuie să fie condamnate ferm de conducerea țării noastre, de președinte și ceilalți, în legătură cu careva provocări sau destabilizări și ceea ce noi am auzit în ultimele zile. Din păcate, puterea de la Chișinău tace și acest lucru ne îngrijorează foarte și foarte mult. Vorbim despre alegeri anticipate, da, știți că aceasta este unica soluție. Noi, prin inițiativa noastră socială și prin solicitarea aceasta de a achita facturi, ceea ce este cel mai important lucru la momentul actual, noi am mai dat o șansă guvernului ca ei să-și recupereze față de cetățenii noștri și să facă ceva pentru dânsii. Dumneavoastră ați pomenit de susținerea altor țări un pic în alt context, o să vă răspund desigur că, dar vreau să vă spun că în timpul mai Sandu, de când ea a venit la guvernare împreună cu PAS, țara noastră a beneficiat de cele mai mari granturi, susținere, ajutoare din partea României, din partea Uniunii Europene, din partea Statelor Unite și așa mai departe. Întrebarea noastră este unde-s bani? Unde sunt bani? Noi nu vedem. La noi situația este extrem de rea. Timp de toți 30 de ani când noi suntem independenți. Ceea ce noi am solicitat, noi cunoaștem că bani sunt la această guvernare și dacă ei nu vor să cheltuie bani pe cetățenii proprii și doar vor să fure banii aceștia, pentru că așa se primește, altă explicație că ei nu publică niciun raport, că ei nu vin cu rapoarte la Parlament, inclusiv și la solicitarea noastră, atunci ei trebuie să plece. Noi i-am dat 7 zile la dispoziție ca ei să răspundă când și cum ei o să achite toate aceste facturi. Da. Ei nu ne-au răspuns, respectiv, mai departe, în rezoluția care a fost votată de astăzi, noi am solicitat demisia lui Dorin Recean, care a venit la conducerea țării noastre, imediat, anume ca să ne implice în război. Da, Norica Nicolae, te rog, Norica. Doamna a spus că principala revendicare pe care au formulat-o prin proteste este ca guvernul să plătească aceste facturi. La electricitate bănuiesc. Electricitate și alte utilități. Electricitate, gaz și căldură. Da. Din România dumneavoastră primiți electricitate la un preț subvenționat. Cu cât este vândută electricitatea românească în Republica Moldova și cam cât este o factură pe care un cetățean simplu trebuie să o plătească în raport de veniturile pe care le are?
Deci, ceea ce se întâmplă în domeniul energetic al țării noastre, niciodată nu a mai fost. Noi nu putem să vorbim doar despre electricitate, noi vorbim despre toate comunalele care au devenit o povară pentru țara noastră și, în primul rând, pentru pensionari și categoriile social vulnerabile. Și este încă un factor foarte important ca, de exemplu, anul acesta, ce încalcă Constituția țării noastre, indexarea pensiilor este de 3 ori mai mică decât, decât inflația. Haideți să vorbim pe concret, doamnă. Cu cât intră curentul din România în Republica Moldova? Sau curentul din Rusia. Sau din Rusia în Republica Moldova, că bănuiesc că nu luați curent numai din România. Și cu cât e vândut populației? Și cât la sută din venitul unui om se duce pe facturi? Această întrebare este una foarte bună și eu chiar vă mulțumesc că dumneavoastră mi-o puneți, dar din păcate și ministrul din domeniul acesta și celelalte persoane de la guvernare, de fiecare dată la întrebările noastre, inclusiv și înscris în acest sens, ne spun că această informație este una secretă. Bun, stați un pic. Hai să spunem. Oamenii sunt secretoși și nu vă spun, da? Da. Bănuiesc că puteți să-mi spuneți cât câștigă pe medie un cetățean moldovean, da? Și cât din câștigul lui se duce pe facturi. Nu știu, dați, care e salariul mediu în Republica Moldova? La momentul actual, noi putem să spunem un pic altfel și invers. Vă dau un exemplu. Dați-mi un exemplu. Salariul mediu din Moldova, presupunând dacă, așa, și care factură? Eu vreau să dau un pic alt exemplu, dacă se poate. Vă rog. Care este și probabil mai important. Deci avem mai mulți pensionari care au pensie de, mai mică de 2000 de lei. Mai mică de 100 de euro. Așa, bun. Deci pensie mai mică de 100 de euro. Facturile care vin la dânsii sunt de 5, 6, 7 mii de lei. Eu vorbesc de toate facturile acum. Electricitate, gaz și căldură. Acum, apropo, astăzi anareul nostru a majorat cu încă 30% căldura în Chișinău. Da, doar în Chișinău, dar oricum, vă dați seama că la fel ca și pentru toată țara, deci, și în Chișinău pentru... Deci dumneavoastră spuneți că este o problemă foarte mare. Dumneavoastră spuneți că o pensie în jur de 100 de euro, maxim 100 de euro, și doar facturile pentru curent, gaze și încălzire sunt de 200-300 de euro? Nu. Da, acest... Păi și oamenii ăia din ce trăiesc? Ca și dumneavoastră. Și oamenii ăia din ce trăiesc, doamnă? Eu nu știu. Eu de mai multe ori îmi pun această întrebare. Oamenii noștri nu că sunt săraci. Dumneavoastră ne întrebați câte procente păi, din... 200%, 300%. Da? Ei cheltuie mult mai mult decât ei au acest venit. Și acest lucru este, desigur, că un lucru dezastruos. Oamenii noștri, unii nu își achită facturi și noi cunoaștem că o să fie deconectați de gaz. Încă, bine, iarna se termină, dar oricum încă este rece. Vă rog să rămâneți. Sunt români, da. Ca la noi. O rezolvăm, da, din eșalonări și din înțelegerea guvernului, în măsura în care există.